Deci suntem din nou în direct. Deci ei au încercat multe după asta. Deci să restricționează cumva la prut. Să spunem, zona asta internațională, să spunem, care e prin convenții mondiale, dar n-au reușit practic, deci vapoarele pot intra pe Jiji, au încercat să blocheze Jiji, ba, lui o trăvi pier, deci aici era zona piscicolă serioasă, deci cu moruni, cu sturioni, erau bălțile astea de Jiji extrem de mari, cu pești foarte mulți. Au făcut desecări, bineînțeles, diguri, lucruri negativi, puternice, dar până la urmă am înțeles, s-au făcut tunelurile astea, s-au deplasat spre Prut, cumva, cu miningul ăsta, că nu mai știau cum să blocheze, să spunem, situația asta. Ei, au rămas câțiva polpotiști, să spunem, tipul Pol Pot, în care intra și Ceaușescu. Până la urmă intra și Comitetul Central, care a fost, să spunem, adus pe banca acuzaților acolo, dar mai mult de vreo 200-300 de oameni nu intrau în nucleu negativ polpotist, să spunem. Nu intra, bineînțeles, dacă aduce avocați din ăștia, din străinătate, să știi, deci râul este destul de mare, vine, tot vreau să-l blocheze, să facă nenorocire aici, deci după câte știu eu, au continuat exploatările, au continuat cercetările, că nu știa practic nimic, nici acum nu se știe mare lucru. Deci este o zonă extraordinar de sofisticată, de tip lagunar, cu curgeri de apă, să spunem, pe distanții mari și cu viteză foarte mică, vechi falii tectonice. Și până la asta am mers, că eu așa am și spus, băi, să mergi înaproape, înaproape, dinspre Prut, aici. N-are, la Prut n-are ce să spună că asta nu este o zonă, să spunem, internațională de trafic naval. A fost port, este portul Ungheni, ei au desființat tot aici, se prefăcea, îmi pare rău, și omul ăsta, Simirad, el nu este un navigator, să spunem, poate nici domnul Băsescu n-a fost un navigator la viața lui, deci se poate naviga serios pe Prut. Și până la urmă se navigă și pe Jijia, deci trebuie să transporti un tren, deci 1000 de toni cu un împingător din ăsta și salut. Deci se merge pe Jijia, la urmă se merge pe Bahlui. Asta e, o mai astupat, o otrăvit, zona industrială, o băgat tot felul de reziduri din astea toxice. Dar se merge așa, trebuie să respecti, să spunem, arealul ăsta internațional, practic zona industrială, este cu un statut din ăsta internațional, să spunem ca și Galați, până la urmă. E, și desecările au continuat, deci atunci am văzut clar ce era aici, era colosal cum se prindeau pești din ăștia, să spunem, în bălțile astea ale Jijii, moruni veniți să depună icri. Situația asta de desecare acolo intră la crimele comunismului, cum au fost, deci sunt foarte mulți meteoriți, deci e meteoritul principal care a creat Parachetisul ăsta, să spunem, lung de la Vladivostok până la Oceanul Atlantic, după asta sunt alți meteoriți, fenomeni de vulcanism, am văzut aici vulcanii ăștia din Sib.
Deci lucruri serioase, nu așa. Aici ei au amenințat polpotiții, chiar polpotizează, că așa a fost atunci, să spunem, cu lagărele care le-au făcut din nou, tot puneau oameni pe acolo, pe la podul ăsta de la Cernavodă, deci podul de la Cernavodă era altfel, trebuie să știți. Deci el se desfăcea, practic, între navi de 250.000 de tone, dacă pisuiezi, intră în 250.000 de tone. Intră orice navă din asta oceanică. Au blocat podul, bineînțeles, s-au făcut numai lucruri negative care intră la crimele comunismului. La crimele comunismului intră și alte poduri de tipul ăsta care nu sunt rabatabile. Făcute chiar acum, că ei, echipa lui Eliescu a fost tot polpotistă. În esență, că zicea că se prefac, e contrainformativ, nu e nimic contrainformativ. Deci, ei așa au fost oamenii ăștia și totuși au fost depășiți. Au fost depășiți, deci tunelurile, dacă le faci la rasul apii, au, dacă vrei, ce au fost invitați să ia și ei diamantii, să-și facă o mină, să spunem, cât mai mică, sau mai mari, și s-au găsit vechi alvei ale Prutului, bineînțeles, lucruri formidabile. Am văzut că chiar cum intrau vaporașele astea, să prindă acești sturioni gigantici aici, morunci gigantici, care depuneau igrejici. Au distrus foarte mult, au distrus foarte mult chiar atunci. Deci o zonă excepțională a fost de pescuit, de scoici, de chiar pierlării au fost, nu au fost exploatate cum trebuie. Și totuși s-a mers pe linia Prutului și din la linia Prutului s-a ajuns aici, că vedeți, tunelurile astea se fac destul de repede. Și până la urmă s-a ajuns aici cu exploatarea, deci pe aliniamentul, să spunem, Ion Creangă. Și mai mult ei nu știu, știu că au pierdut până la urmă, la Haga au pierdut, au amenințat din nou cu polpotizarea, dar grupul polpotist, să spunem, a fost încercuit discret, deci până la urmă ne-au câți vreo mii de persoane. Grupul polpotist nu e așa mare totuși, ca în Cambodgia, care până la urmă nu-i de Sanhedrin, cu Sanhedrinul ăsta m-am nebunit. El este de Grupul polpotist este de origine genetică, cumva.